Salutare, băieți! Noi ne aflăm acum în incinta localului Cielo Cuca Lounge, care este primul Cuca Lounge din Moldova. Astăzi noi o să facem un masterclass, un Cuca masterclass, o prezentare mică, cum ar fi bine să faceți chiar și voi acasă, în caz că doriți să pregătiți acasă această narghilea. Deci noi să avem nevoie de un ananas, este un fruct de vară, un fruct care se fumează foarte bine, el practic respiră în acest Cuca. Pentru el noi o să folosim 3 tipuri de tabac pentru hookah. Deci este un mix de vară care conține granate, conține mojito sau cel puțin lămâie minte și conține vișină. În incinta localului Cielo noi toate hookah care le practic le oferim consumatorilor noștri este hookah Emmy Deluxe, este din seria profesională Spirit, ceea ce oferă iarăși un profesionalism și o calitate mult mai înaltă pentru a fuma această narghilea. Deci voi îl aveți chiar aici. Eu o să încep rapid, așa cum vă rog și voi să trageți atenție la momentele care eu le fac. Deci, în primul rând, noi pregătim cupa de ananas. Cupa ea trebuie să fie pregătită corect, de asta vă rog să trageți atenție. În primul rând, noi trebuie să tăiem toate aceste crenguliți care pe noi o să ne deranjeze un pic. Este o procedură mai grea, însă trebuie făcut foarte atent. Este un moment foarte important la pregătirea unui ananas, așa cum mulți din voi nu cunosc. Deci, când se taie capacul unui ananas, trebuie să fiți foarte atent, așa cum mai târziu puteți avea probleme cu el, dacă nu faceți din start mișcarea corectă. Vă rog să trageți atenție, eu am tăiat doar un pic, nu am tăiat până la jumătate, adică doar ca să fie comod mai apoi să pregătesc această narghilea. Deci noi am avut nevoie să tăiem în așa mod coada acestui ananas, pentru ca să rămână un centimetru, ca să putem întinde mai apoi folia de aluminiu corect. Acum noi ce facem? Punem ananasul pe orizontal și tăiem fix un centimetru, luăm aproximativ cum ne-ar fi nouă mai comod. Important că el să fie tăiat drept. Deci noi am dobândit practic 20% din acest fruct trebuie să fie tăiat și înlăturat. Vă rog să atrageți atenție cum am tăiat eu fructul și care parte din el trebuie iarăși găurită în așa mod ca tabacul să fie amplasat corect. Deci noi o să tăiem, iarăși lăsăm în jur la 1 cm de la limitele acestui fruct. O să tăiem cam în așa direcție ca el să fie iarăși amplasat corect tabacul după asta. Deci noi am dobândit așa un tip de gaură specială în care noi mai apoi o să putem apăsa. Pentru găurirea acestui fruct, băieți, noi avem nevoie de o unealtă specială. Gaura trebuie să fie amplasată în așa mod ca fructul să se țină ok pe această narghilea. Deci nu trebuie amplasat chiar în centru, un pic mai în partea stângă, ca el să fie, să se mențină simetric. Eu o să fac o gaură și voi să vedeți care este procedura. Deci cam în așa mod trebuie să arate. O să verificăm dacă este ok. Deci da, este ok. După verificare, un moment foarte important, ceea ce mulți consumatori de narghilea uită. Orice fruct care îl pregătiți, el trebuie să fie bine prospătat și bine scurs de către suc, pentru că sucul acesta mai apoi o să ne creeze probleme. Cel mai simplu este să pregătiți șervețelul în așa mod ca până o să pregătiți tabacul, e mai bine să fie bine. Și la fel facem și cu gaura. Iată, în așa mod noi am primit. Fructul să mai aștept, atâta timp cât fructul nostru ne mai așteaptă un pic șervețelul în el, nu uitați, el trebuie să bine suculent acestui fruct. Noi trecem la pregătirea tabacului, care iarăși este un moment foarte important. Noi astăzi, repet, folosim un mix de vară, granate, mojito mint sau lămâie minte și respectiv cereșe.
Noi astăzi o să folosim un tabac Masaya, un tabac care este de o prospețime și de o calitate mai înaltă. Noi în cetă localul Sielu, în jur de 80% din toate narghilele nata le pregătim pe tabacul Masaya. Nu uitați că punem 30% de fiecare din acest tabac ca să primească a treia parte din acest mix. Un moment foarte important în pregătirea tabacului este fermentarea acestuia și scurgerea de suculența lui. Multe persoane de fapt iubesc tabacurile suculente, însă noi nu, în realitate nu oferim acestui consumatorilor noștri, pentru că suculența permite un fum mai dens, însă el se consumă mult mai repede și nu are o senzație gustativă corectă. Deci noi să trecem la fermentarea acestui tabac. El trebuie fermentat bine, să fie varianta puhavă. Între timp putem să-l spurgem de suculență. Procedura este foarte simplă. Indiferent de ce tipuri de șervețele voi utilizați. Deci primim așa gen de suc, care noi nu avem nevoie de el. După ce l-am scurs, îl mai putem amesteca o dată bine. El să primească varianta puhavă. Deci, odată ce am primit tabacul și mixul corect care îl putem face și am dorit să-l dobândim, trecem la pregătirea fructului iarăși. Deci, după ce am scos toate șervețelele de care noi nu avem nevoie, trecem la pregătirea platformei pentru amplasarea tabacului. Eu astăzi o să utilizez scobitori, pentru că gaura trebuie bine amenajată ca tabacul să nu cadă în acest dispozitiv. Procedura este foarte simplă, trebuie să dobândim un tip de plasă, iată de așa gen. Deci după ce am pregătit această plasă, noi trecem la următoarea etapă, amplasarea corectă a tabacului, a mixului care mi l-am dorit. Un moment foarte important este să reușim gaura noastră să fie despărțită de tabac, ca huca să se fumeze mai ușor, să fie mai mult respirabilă. Deci atât noi am dobândit așa. Deci după ce am pus acest tabac, următoarea etapă este să amplasăm corect folia de aluminiu. Aici iar sunt câteva momente care trebuie să le memorați. Folia de aluminiu are două părți. Una este mai răucitoare și una nu. Deci de fiecare dată e corect să utilizezi partea nestrălucitoare.
Я iarăși trebuie făcut în așa mod ca să eliminăm toată cantitatea de aer care este în umplu. Pentru asta eu îți utilizez tot arhaic. Deci, după ce am dobândit folia de aluminiu, o să încercăm corect să o îmbăsăm. Pentru asta ne-am lăsat acest centimetru ca folia de aluminiu să fie îmbrăcată corect. Să fie îmbrăcată în așa mod ca cantitatea de aer să fie cât mai mică. După ce creăm așa gen de formă, ar fi dorit ca ea să fie corect tăiată și partea care nu este nevoie, mai bine să o alterăm. Deci după ce am plasat corect folia de aluminiu, luăm un nac metalic sau un inel pe cât mai scuțit ca să putem face corect găurile noastre necesare. Deci după ce am întins folia de aluminiu, un moment foarte important este toți iubitorii de hookah cunosc că metoda de găurire este iarăși diversă în dependență de cât de mult fumezi narghilea. Cu cât găurile sunt mai groase și mai puține, cu atât hooka se fumează mai rapid, însă mai puternic. Și invers, cu cât găurile sunt mai subțiri și mai multe, deci hooka se fumează mai lent, însă ține o perioadă de timp mai îndelungată. Deci eu am să trec la instalarea fructului. Deci după ce am pus fructul pe dispozitivul Puka Amidilux Spirit, reușim să punem și cărbunii care la noi deja sunt încălziți. Procedura e foarte simplă. Trebuie să utilizăm minim 4 cărbuni ca cantitatea de cărbune să fie suficientă și cantitatea de temperatură la fel. Deci eu propun să trecem la testarea și la prinderea, în primul rând, acestei narghilea pregătite pe exclusiv pe ananas, un mix de vară, un mix ce se fumează în incinta locală selor foarte des. Recomandăm pentru fiecare iubitor de hookah să utilizeze acest dispozitiv de unică folosință, ceea ce o să fac și eu astăzi, și trecem la testarea acestui narghilea. O să fie necesitate de câteva momente pentru că fructul mai greu se încălzește și el trebuie ca temperatura să fie constantă și temperatura să fie cât mai puternică. Deja se simte fructul împreună cu mixul de vară, se simte o senzație recurtoare, o senzație mai fresh, mai limpede. Încă un moment noi am pus în această narghilea, am pus și puțină gheață, ca senzația gustativă să fie mai limpede și mai corectă. Cam aceasta este toată procedura de a pregăti un narghilea profesional pe un fruct mare. Rog să amintiți, noi avem ofertă de vară în incinta locală de Cielo, ceea ce este 50% reducere pentru narghilea. Puteți veniți să vă aici mai multe mixuri, chiar și cele de toamnă, chiar și cele de vară, chiar și cele de iarnă. Prețul în acest narghilea este doar de 110 lei, perioada de vară, până la orele 6 seara. Vă așteptăm în locală Cielo.